Vă salut, oameni buni, suntem din nou la Stupina. Astăzi o să dau din nou cu varachet. Suntem în data de 1 octombrie. 1 octombrie am zis să fac ultimele tratamente. Puiet nu mai este decât foarte, foarte puțin. Deci este foarte, foarte bine să facem acum tratamente când nu prea mai e puiet. Ultimul o să-l fac când o să se termine și o să văd că nu mai am puiet în niciun stup. Atunci o să fac ultimul tratament. Deci, pentru cei care vreți să aveți succes cu tratamentele, să faceți măcar ultimul când nu mai este puiet deloc. Așa cum știți, eu dau cu aceste tablițe, da? Pun pe ele fitile. Așa cum am mai discutat și cu alți colegi, într-adevăr am avut ceva, să zic, nu probleme, ceva dificultăți cu varachetul ăsta, care, să zic, că nu mi-a dat chiar rezultate extraordinare, așa cum îl știam eu din totdeauna. Eu am avut o perioadă, să zic, de vreo 2 ani, 2 ani, când n-am mai dat cu varachet, am folosit alte substanțe, așa cum știți că există pe piață. Și acum am zis să revin la varachet, pentru că am văzut că nici acele substanțe care le foloseam nu erau chiar strălucite, stupii se mai depopulau și am zis să revin la varachet. Dar se pare că, așa după cum spuneau și alți colegi, s-a cam furat varachetul din el. De fapt, amitrazul. S-a cam furat amitrazul din varachet și, ce să zic, asta e situația. Puțin cam, cum să zic, nu slabi. Nu slab, dar na, un pic m-a cam supărat, așa să zic, că după ce că e și scump, adică nu e nici ieftin, mai e și prost. Dar na. Da. Deci asta e pe 2, 4, 6, 7 rame. Văd că albină are. E ok. Dar nu e așa full de albină cum trebuia să fie altă dată. Nu e problemă, o să-i mai strâng. Eu i-am mai strâns, să-i mai strâng. Important e să intru cu ei de la 4 rame în sus. Pentru mine e destul de bine, 4 rame strânse. Acum o să dau cu varachet. Ce vreau să vă mai dau cu un pic de fum înainte. Ce vreau să vă mai zic, pentru cei care, așa cum ați văzut și pe net, pe toate forumurile, s-a dat drumul la cum să zic, la băgat actele pentru subvenția aceea de minimis. Pentru cei care aveți stupii înregistrați, da, să dă subvenția aceea. Deci se poate depune actele, ca să știți. Se poate pune actele și na, e un ajutor cât de cât bun pentru cei care au stupii înregistrați. Pentru cei care nu au înregistrat, din păcate, asta e, nu se poate face nimic. Dar cei care aveți stupii înregistrați, să știți că puteți deja depune actele fără nicio problemă. Deja s-a început, deci se primesc actele. Cam asta am vrut să vă arăt. O să mă apuc acum de dat cu varachet. O să le mai dau, v-am zis, încă o dată de 2 ori. Și apoi vedem cum se prezintă. În mare parte situația e bună, nu am probleme, așa, decât că na,
un pic s-a mai depopulat față de cum mă așteptam eu să fie. Acum, na, la mine, ce să zic, să mai depopulează și din cauza siropului pe care îl dau, că dau o grămadă de sirop pentru că zona nu e deloc strălucită și, na, vă dați seama că se acumulează. Se acumulează, dar în general e bine. În general e bine, măcile și-au făcut treaba. Acum să așteptăm să vedem cum avem iarnă, adică ce iarnă avem și să vedem cum o să ieșim în primăvară cu ei, că asta ne interesează, să ieșim cât mai bine cu ei în primăvară, să avem an bun. Da, vă salut și o să ne vedem cu următoarele filmulețe, să vedem ce mai facem prin stupină.